Seara, bun găsit la Fotbal Show. Începe weekendul, weekendul fotbalistic pe programele Prima Sport. Începând de astăzi o să fie plin de meciuri tari din cele mai importante campionate ale lumii, incluzând Arabia Saudită aici și, sigur, și din Superliga României. A început etapa la noi. Avem deja un 2-2 în Oțelul FC Voluntari. Voluntari iute ca Oțelul astăzi, în 4 minute, a întors soarta jocului după ce Oțelul a avut 2-0. Așteptăm reacții după acest meci și ne pregătim de partida serii în Superliga României. FCU Craiova Rapid. Un meci foarte interesant acolo. Cristi Dulca cu mine. Te salut, Cristi. Bună seara. Hai să vedem cum s-au dat golurile prin care a egalat Voluntarii. Aș începe cu asta. Cristi, a avut meciul în mână, Dorinel Munteanu și Oțelul. Vine gafa asta în minutul 77, nu prea anunța nimic revenirea Voluntarului. Dar asta e o gafă colosală. Aici e o gafă de portar. Aici nu trebuia să iasă portarul, pentru că jucătorii erau în luptă, a fost o minge aruncată în față, erau fundași, erau în luptă cu atacanții, portarul Stoian a făcut exces de zel aici. El trebuia să rămână în 6-8 metri, să închidă unghiul și să ia această decizie, a ieșit eronat și i-a băgat pe cei de la Voluntari în joc. Vreau să spun de Oțelul Galați, o echipă care pe mine m-a impresionat cel puțin în prima repriză și de la începutul campionatului. Asta trebuia să fie victoria Galațiului. Exact, da. Și uite, de la gafa asta, că de asta am vrut să începem, cum s-a schimbat soarta meciului. Că apoi a venit imediat, la 4 minute vine golul 2. Într-adevăr, Galațiul, dacă n-ar fi făcut aceste două gafe, cred că ar fi avut un joc din punct de vedere tactic perfect. Pentru că de la începutul jocului i-a ținut foarte sus pe cei de la Voluntari, a făcut pressing, au recuperat foarte repede mingile în momentul în care pierdeau sau erau în contraatac. Și pe statistici se vede, pentru că au avut vreo 126 de atacuri. 96 de atacuri periculoase Galațiu. Posesia la fel a fost de 60 la 40. Uh-huh. Adică putem spune că Galațiu a făcut un joc foarte bun. A și înscris. Au fost cele două greșeli. Al doilea gol, pot să spun că, dacă îl vedem aici, o greșeală de poziționare a liniei de fund. La un moment dat sunt doi jucători contra doi atacanți, doi fundași contra doi atacanți, iar fundașul stânga, cred că numărul 2, nu a strâns la timp și au primit al doilea gol. Mai vedem golurile, mai vedem ce s-a întâmplat. Ne întoarcem prima reacție de acolo. Salut, Daniel. A doua repriză, nu știu, ar trebui să vorbim doar de a doua repriză în ce privește Voluntariul, de când ați intrat puțin, s-au schimbat liniile și lucrurile pe teren. Bună seara. Da, cred că noi care am fost pe margine am urmărit atitudinea și exemplul celor de la Galați și știam că doar prin asta poate să fie peste noi. Așa că am implementat și noi ideea asta și am intrat foarte montați. I-am montat și pe cei care erau în teren și puțin blazați după 2-0 și mă bucur că n-am pierdut, dar în același timp consider că puteam să și câștigăm dacă Dumnezeu era puțin mai atent. Te-am văzut foarte determinat, te-am văzut împingându-i, certându-i de multe ori, de-abia intrat pe teren, adică... Da, pentru că am experiența care o am și căzusem din toate punctele de vedere după două înfrângeri. Gândiți-vă că dacă pierdeam la Galați, venea CFR-ul acasă și cred că psihic ne clătinam bine de tot. Am conștientizat acest moment, am încercat să-i montez pe băieți, să conștientizeze și ei și să vede că cine crede și încearcă, până la urmă și scutește. Daniel, două reprize care au arătat exact cum sunteți voi, cum ați arătat voi anul ăsta. Bateți Petrolul, bateți Rapidul, pierdeți la Craiova, pierdeți cu Dinamo, aici aveți o repriză de naște cu mijlocul terenului, iar a doua repriză ați fost mai voi. Adică, nu știu, jucători, cum ai spus și tu, cu experiență, constanță, așteaptă altceva de la voi. Da, nu știu ce să zic, pentru că și pentru noi au fost anumite semne de întrebare. Ideea este că noi care nu prea am jucat avem pofta asta și trebuia să și demonstrăm oarecum ca să avem și noi mai multă vizibilitate.
Va arăta altfel de acum înainte voluntariu? Acum, nu știu. Ne dorim. Stă totuși bine în clasament, deocamdată. Nu... Stăm bine, dar de cele mai multe ori contează factorul psihic. Și dacă pierdeai trei meciuri la rând cu două nou promovate să te bată, nu știu cât de bine stătea moral. Acum, cu siguranță, e o gură de oxigen. Că totuși am revenit de la 2-0 cu un public extraordinar și țin să felicit. Și chiar îmi doresc să joc în fiecare meci cu asemenea public. Te simți ca la fotbal și nu poți decât să te bucuri. Se vorbește numai de play-off la voi, inclusiv copilul Niță. Numai play-off, play-off. Da, vreau să-l felicit pe Niță. E un copil extraordinar și chiar m-am bucurat pentru el, la fel cum aș fi bucurat și eu dacă aș fi marcat, pentru că știu cât a tras și cât a pătimit, știu cum muncește și ce calitate are. M-a bucurat faptul că Mister i-a dat încredere și uite că a arătat și sunt sigur că cu pași mici și siguri va face o figură frumoasă care are calitatea necesară. Eu zic că e mai bun ca Taicus. Ok. Seara frumoasă. Gol la debut pentru acest Niță, Andreas Niță. O să vedem o fază de arbitraj, o fază ciudată, unde se pune întrebarea dacă nu se impunea un cartonaș roșu. Mingea nu mai era în joc, de asta nu se mai vorbește de penalti, dar gestul aici al lui la pas. Da. E de roșu ăsta. Cam da, adică comportare nesportivă, îl calcă după. Eu credeam că la prima fază, că îl și lovește la un moment dat. Calcă intenționat, deci. Da, și uite, acum l-a lovit în pulpă, dar sau în coapsă și după aceea îl calcă intenționat. Da, eu cred că aici rămâne la latitudinea arbitrului dacă... Feșnic a fost arbitru. Bine, ok, Feșnic poate să zicem că n-a văzut. Dar cei din camera VAR ce făceau aici? A fost un scurt circuit acolo, s-a luat curentul în camera VAR. Nu, dacă l-ar fi lovit cumva mai dur. Da, tot... Dar îl calcă intenționat. Gest urât. Se și uit, da, gest urât. Foarte urât. De dor, îl și lovește și îl și calcă. Și calcă. Da. Urcă pe el cu piciorul, deci e un gest golănesc ăsta. No, cred că se impunea roșu aici. Sigur. Hai să vedem ce spune și Dună, cel care vorbește în numele voluntariului. Bună seara, mister. Bună seara. Vorbim de voluntari din a doua repriză sau din prima repriză? Cum? Poate au fost două echipe. Trebuie să vorbim de ambele reprize. Au fost total diferite. Prima repriză, eu știu, poate a fost cea mai slabă prima repriză sau repriză de când suntem noi la echipă. Ne-a surprins în prima repriză Oțelul cu agresivitate, cu determinare, cu, eu știu, dusă până la limita regulamentului, dar regulamentar, la urma urmei. Ne-au surprins în special în zonele laterale cu aceste mingi lungi și cu venirea interilor și al fundașului lateral plus atacantul lateral și ne-au creat superioritate de 3 contra 2. După ce am schimbat sistemul, că l-am schimbat din mers, am trecut din nou în 4-2-3-1, ce am jucat până acum, s-au reglat lucrurile, dar era deja prea târziu, era 2-0. Mă bucură foarte mult revenirea din a doua repriză, am făcut și schimbări ofensive, toate 3 de atac, am avut și altă atitudine în repriza a doua, trebuie dovadă că munca lor din repriza a doua a fost răsplătită. Inspirate schimbările? Da, era 2-0, nu aveam ce face, trebuia să facem schimbări de atac, sunt jucători care se pregătesc foarte bine, eu știu, și Dumitar care a intrat, și Florica, și toate schimbările care au fost făcute au venit cu plus pentru echipă. Și drept dovadă și rezultatul. Au mai fost câteva ocazii spre final unde puteam chiar și să câștigăm. Mai puțin adevărat că au avut și ei și puteam să și pierdem. Inconstanța asta vă costă puncte, puncte. E adevărat, ne costă puncte și am vrea să fim mult mai pragmatici, să spun așa. Spuneam la începutul jocului, la flash, că trebuie să fim atenți să nu facem greșeli, lucruri care am făcut și în prima repriză, destul de multe greșeli și iarăși am primit goluri. Goluri prea ușor luate. Noi de dat dăm goluri, am dat la fiecare joc.
și puteam chiar să mai marcăm. E talentat Andreea Zniță mai mult decât tatălui, postul. Poftim? Andreea Zniță spunea Florea că e mai talentat decât tatălui Robert Zniță. Da, urmează să o dovedească. Are ceva din mișcările. Are ceva din mișcări, e un pic mai iute decât tatălui. Sper să o ține tot așa, a intrat destul de bine, cu determinare, cu dorință foarte mare. A dat și gol. Sperăm să meargă așa înainte. Play-off. Toți au vorbit numai de play-off. De play-off abia suntem la început încă. Trebuie să ai o năzuință. N-ai cum să nu te gândești, că am fi ipocrit să spunem că nu ne gândim, dar sunt echipe mult mai puternice care noi trebuie să luăm fiecare joc în parte, să scoatem maxim. Trebuie să fim în primul rând mai constanți, cum spuneam mai devreme, mult mai pragmatici și mai atenți la orice fază a jocului. Numai așa putem să creștem. Că această inconstanță dă oarecare... lipsă de omogenitate sau mai știu eu. Trebuie să fim mult mai constanți în joc. Ok, mulțumesc frumos. Cu drag. Cum e fiul lui Robert Zniță? S-a amintit de el? Da, nici nu știam că joacă la Voluntari. Nu, are talent și taică-s-o era talentat. Gol a debut astăzi. Da, foarte bine pentru un jucător care debutează și dă altă încredere. Cum zicea și Florea, se antrenează bine, e dornic, înseamnă că e ambițios, mai ambițios ca taică-s-o. Ăsta e gol, da. Da, și gol seamănă. Frumos. Mi-a plăcut, când s-a demarcat, și a arătat că, uite, plec, dă-mi-o. Foarte... Bine, remarcam, uite, greșeala fundașului, uite, numărul 2. Trebuie să strângă mult mai rapid, să fie mult mai aproape de fundașii centrali, plus cei doi acolo neatenți la marcaj, pentru că n-ai voie. Te-au prins cu fața, cu spatele la poartă, trebuie să stai cumva jumate întors pentru a avea posibilitatea să pleci dacă îți pleacă adversarul. Da, și acest adăscăliței care greșește la ambele goluri și aici. Pierde o minge, se naște golul 2 și la primul gol el dă pe lângă minge. Pe lângă gafa lui Stoian e și gafa sa. Alex Pop e golgheterul descoperit de Dorinel Munteanu la Unirea Dej. Hai să vedem. Seara, Alex, felicitări încă o dată pentru gol. Te-ai lipit de golul în Liga 1, deja e al patrulea pentru tine, dar din păcate nu adunați mai mult de un punct pe meci. În seara, ce pot să spun? Sunt dezamăgit, supărat. Acum, la cald, analizând situația, cu tot respectul pentru cei de la Voluntari, o echipă care în seara asta, după părerea mea, nu ne-a pus nicio problemă. Să pierdem de la 2-0 victoria din mână, când controlam meciul, e frustrant, e dureros. Păi știi cum e, aici e și vina voastră, că doar nu v-ați... Bineînțeles, noi suntem vinovați, nu e altcineva de vină. Pe noi trebuie să dăm vina de la atacant până la portar. Toți suntem o echipă, toți ne bucurăm când dăm gol, toți suntem de vină când luăm. Ce să facem? Asta e fotbalul, trebuie să ne revenim cât mai repede și să începem să câștigăm și noi. Începeți bine, 2-0 la pauză. Ce s-a întâmplat în a doua repriză? Că au arătat complet diferit, nu știu. N-ați mai fost atât de determinați ca în prima, unde erați primi întotdeauna la minge. Acum, după 2-0 la pauză, vă dați seama că am încercat și noi să conservăm rezultatul, să păstrăm avantajul. N-am mai ieșit atât de mult în pressing, am încercat să stăm mai compact, să nu lăsăm atât de multe spații. Din păcate, am luat primul gol, cel puțin primul gol pe o greșeală individuală și apoi au prins elan. Dar nu e o scuză, trebuia să ținem și dacă am luat primul gol, trebuia să ținem 2-1, mai erau 10 minute, 15 minute, nu știu cât mai erau, trebuia să dăm în ele, să ne apărăm, să ținem de rezultat. Nu reușiți prima victorie, nici nu pierdeți, dar nici nu câștigam, pentru că e frustrant, destul de frustrant. Da, e foarte frustrant, mai ales și azi, după ce conduci 2-0, acasă. După ce ai făcut acasă, da, după ce ai făcut o repriză, prima repriză așa de bună, să vorbim acum așa, e foarte frustrant. O să spargeți gheața la mult? Eu sunt convins că s-o sparge în gheața. Eram convins și până astăzi că s-o sparge în gheața. Și la pauză eram convins că astăzi e ziua în care sparge în gheața. Ce să facem? Și la fotbal, uneori îți iese, alteori nu. Dar nu avem ce să facem. Trebuie să mergem cu capul sus înainte, să ne refacem bine. Începem și meciurile de cupă. Acum o să jucăm în 3 zile. Asta e un lucru bun pentru că avem un lot numeros și cam egal valoric. O să joace toată lumea și... Ce să zic, așteptăm și noi prima victorie. Ok, mulțumesc, Alex. Mersi și în pauză, dar ne întoarcem rapid și vorbim și despre scandalul momentului în Superliga României. Revenim.
Apolinar Munteanu e Mister X în Superliga României, are 5 egaluri, 6 meciuri, înfrângere doar cu FCSB. Ce spune asta, Cristi, despre el ca antrenor? Până la urmă, organizează bine niște lucruri, dar nu reușește să câștige. Nu, e și vina lui. Ce am observat în toate meciurile pe care le-am urmărit, am observat o echipă foarte bine pregătită, care face ambele faze, revine pe tranziția negativă foarte bine. Asta înseamnă că este o echipă pregătită, arțăgoasă, sigur că individual nu arată extraordinar, adică nu sunt jucători care ies foarte, în afară de Alex Pop, care a și marcat vreo 4 goluri, nu pot spune că au nume sau jucători care au jucat în foarte multe meciuri internaționale sau în Liga 1. Dar ca echipă mie îmi place faptul că au avut ghinionul astăzi să nu învingă. Deci, lui Dorin, nu ai ce să reproșezi? Păi, nu știu dacă pot să reproșez, pentru că este o echipă nou promovată, probabil până în iarnă va trage linie, va mai aduce jucători. Eu asta, consider deci că ce a putut, el a făcut cu exact, lotul ăsta. Exact. Și astăzi greșeli personale. S-a luptat foarte cu toate echipele care a jucat. Adică nu poți să spui că sigur, da. N-au atacat. Uite, au câștigat mingea, au mers pe contraatac și au avut 4-5 jucători în fața porții. Asta înseamnă că e o echipă pregătită care poate face ambele faze. Hai să vedem ce spune Dorinel Munteanu. Siguranță foarte greu de digerat pentru el acest egal în condițiile în care a avut 2-0. Bună seara, mister. Acum a arătat prima repriză, ne și gândeam că e prima victorie a Galațiului fără drept de apel. Ce s-a întâmplat la pauză? Eu cred că dumneavoastră ați văzut numai prima repriză, a doua n-ați văzut-o. Eu cred că a doua repriză a fost la fel de bună. Sigur, am avut foarte multe ocazii, tot jocul, nu am ce să reproșez băieților decât fazele golurilor, am luat niște gol de cascadorii râsului. Este imposibil la nivelul ăsta să faci asemenea greșeli, dar nu cred că poate să fie un antrenor mai supărat ca mine în seara asta, pentru că meritam victoria categoric. După cum s-a jucat, după cum ne-am implicat în joc, încă o dată, adversarul nostru a speculat și au avut numai cele două, eu știu, mingi în adâncime și pe greșelile noastre, noi am făcut cadou acest egal. Relu Stoian și-a asumat el cele două puncte pierdute. Te supăra pe el? Sau nu e vorba de asumare. Aici e vorba de echipă. Asta nu poate să-și asume orice greșeală. Fiecare își asume greșelile, dar voi vedea ce vei face pe viitor. Pentru că nu poți să domini jocul sau să cu o echipă foarte incomodă să nu spună nicio problemă și să fac egal pe teren propriu. Sigur, nu numai Stoian a fost vinovat la faza golului, și la primul gol sau la doilea, au mai fost niște specialiști care trebuie să discut cu ei. Asta, Galațiu ne-a arătat până acum o apărare de fier. Astăzi m-a spus și mie asta, o copilărește. Știu că și chiar vă mulțumesc de ce scrie pe Crol acolo, că suntem echipa păcii, nu suntem echipa păcii și îmi pare rău că trebuie să spun că comentariile noastre sunt cam, eu știu, cam împotriva echipei noastre, care nu cred că este va deranja cu nimic, sincer. N-a deranjat cu nimic DigiTV sau alte televiziuni. Ne-am văzut de treabă, atât putem acum, vor veni și victorile, dar comentariile care le aud și le văd, să știți că chiar nu fac cinste televiziunii noastre. Nu, cred că are nimeni nimic cu dumneavoastră. Nu știu dacă are, dar că numai comentariile. Uitați la comentarii, la ce scrie pe Crol și așa mai departe. Sigur, eu trebuie să văd problemele mele de echipă, trebuie să-mi văd greșelile pe care sunt, dar toate la un loc sunteți informatori de opinie și sigur că chiar și suporterii noștri astăzi, ceea ce nu înțeleg, de ce ne-au respins, pentru că și la bine și la rău suporterii trebuie să fie, sau galeria trebuie să fie lângă echipă. Este ceva ceea ce n-am întâlnit până acum și i-am eudat, i-am ridicat în slăvi și acum am văzut că a refuzat echipa să o aplaude sau să ne-am dus să-i salutăm. Sigur. Nu e un moment rău la Galați, fiindcă nu ați pierdut, în afară de meciul cu FCSP, care e pe primul loc, nu ați pierdut, adică nu înțeleg de ce ar fi. Nici nu înțeleg, le mulțumesc tuturor spectatorilor care au fost la stadion, ne-au încurajat, ne-au
am făcut un joc, o partidă bună, ce să mai... Dar rezultatul este nefavorabil nouă. Ne spuneați aici, când ați promovat, că dumneavoastră personal vă doriți play-off-ul. Băieții dumneavoastră au spus că în vestiar asta este și dorința lor. Au trecut, știu că au trecut doar 6 etape. Da, au trecut 6 etape. Nu vă grăbiți în a... Nu, eu vă întreb, nu... A vă lua decizii sau să criticați sau să spuneți alte cuvinte. Mai sunt foarte multe jocuri de jucat. Sigur, noi... Eu cred că jocul nostru a plăcut multor oameni, așa că trebuie să vină și victoria. N-a venit în seara asta, am avut 2-0. Poate trebuie să marcăm 3 goluri ca să câștigăm. Dar problema este că luăm foarte ușor goluri, la fel ca și cu Universitatea Cluj, la fel acum pe final de joc, piai 2 goluri care echipa adversă, nu știu dacă s-a apropiat de partea noastră. Dar asta este. Asta e jocul de fotbal și trebuie să mergem mai departe așa. Mai aveți 2 meciuri, inclusiv meciul de cupă și următorul meci de campionat și pe aia pauza e binevenită, va veni când trebuie să mai reglați aceste... Pauza. Este o săptămână de pauză în care mă preocupă foarte mult integrarea jucătorilor noi veniți, pentru că au pierdut pregătirea, ambele pregătiri unii, și să completez cu ei. În rest, și bineînțeles, să vină jucătorii noi care îi așteptăm să... Asta vreau să vă mai așteptați jucători, că până pe 8 septembrie am înțeles că ar mai fi timp mai așteptat, mai aveți nevoie? Până pe 4 septembrie. Da, mai vin 3 sau 4 jucători vin. Ok. Mulțumesc frumos. Și eu mulțumesc. Dorinel Munteanu supărat pe toată lumea. Cred că ar trebui să fie supărat pe jucătorii săi, nu pe ce se vorbește în studiourile TV. El a stat mult timp în Germania și cred că mă gândeam că e mai obișnuit cu astfel de lucruri și știe că... Bine, e frustrat. Critică, e frustrat că a făcut numai egaluri, pentru că... E frustrat, dar nu pe cine trebuie, adică să fie pe jucătorii lui. Într-adevăr, echipa lui a jucat bine, și, adică Oțelul Galați a jucat bine. Sigur, a dat un bară. Mi-am amintit și meciul cu Cluj, a avut penaltii cu Cluj în prelungiri. Nu, creează ocazii, nu este o echipă care a promovat și refuză jocul sau se apără 75 de minute. Cum spuneam mai devreme, are peste 150 de atacuri, 96 de atacuri periculoase, adică nici m-am uitat la câte echipă pase. Incisivă, dar după ce recuperează, atacă direct. E stilul ăla nemțesc. Exact. Și plus, uite, posesia. Cu o echipă experimentată ca și voluntariu, cu jucători experimentați care au jucat și în play-off, au jucat la ea, a avut posesie mult mai bună. Dar cred că mai trebuie și calitate, pentru că gafele astea vin din lipsă de calitate. Da, a luat 2 goluri pe greșeli personale, individuale. Asta spun, lipsă de calitate, nu până la urmă. Aici, uite, Stoian într-un meci s-a scos 2 de la bară, în alt meci la fel a scos nu știu ce... Parada a mai făcut și trebuie să face o greșeală de asta, că i-a băgat în joc, practic, pe voluntari. Hai să vedem cum a explicat Stoian gafa asta lui. Salut, Relu. Te văd destul de dezamăgit. Știu că portarul când greșește se vede pe tabelă, din păcate. Ce s-a întâmplat la faza aia? Am mai văzut campionatul ăsta astfel de faze. Ce se întâmplă în clipele alea între portar și fundașii săi? Da, bună seara. Nu știu, nu ne-am sincronizat, n-am comunicat și a apărut această greșeală. E o seară neagră pentru mine și pentru toată echipa. Îmi asum acest rezultat din cauza mea. S-au pierdut în seara asta 2 puncte și... Crezi că altfel ar fi arătat fără greșeala ta? Nu știu. Da, 100% câștigam în seara asta dacă nu apărea greșeala mea. Totuși, 2 reprize inconstante pentru voi. Prima repriză în care ați fost numai voi pe teren, a doua s-au schimbat puțin polipotele. Bine, și greșeala aia poate va dărâma puțin, dar mai era timp. Da, nu știu, poate presiunea rezultatului poate ne-a făcut să facem un pas înapoi, dar asta a fost istoria jocului. Nu câștigați, Relu, nici nu pierdeți. Dar nici nu câștigați, spuneți că e destul de frustrantă. Așteptați prima victorie, publicul Gălățean o așteaptă. Da, din păcate, astăzi am fost cel mai aproape de victoria așteptată, dar... Nu știu, asta a fost. Cum sunt meciurile până acum? Cum vezi Oțelul? E un campionat greu. Este un campionat greu care
noi suntem un nou promovat, încercăm să scoatem maxim de la fiecare meci. Și se pare că uneori mai apar și greșeli personale și din păcate nu reușim să scoatem maxim. Aveți emoții voi acolo în vestiar în ceea ce privește acest campionat? Știu că e de-abia la început, dar trebuie să te gândești puțin așa. Nu, e prematur să vorbim despre retrogradare sau... Sunt multe meciuri de jucat. Noi avem un obiectiv al vestiarului pe care îl știm doar noi, dar nu suntem departe de acel obiectiv propus de noi. Se vorbea de play-off, știu că vă spunea Mister la un moment dat atunci la promovare, dar ne gândeam toți așa că e euforia aia, dar mă gândesc că la asta vă gândiți și voi. Da, ne dorim să fim în play-off. Vă urez succes! Mulțumim! Ok, mulțumesc! Buvnea râsul! Când da, o reacție ne la locuie, zic eu, după un astfel de meci, când conduci 2-0 și recunoști că din cauza ta... Eu îl cunosc personal pe Stoian și i-aș recomanda să nu mai facă astfel de lucruri, pentru că nu e ok. Adică, după un meci în care gafezi, în care îi bagi în joc pe adversar și nu reușești să câștigi, deși este un portar bun al campionatului, a demonstrat-o, dar ar trebui să fie mai matur în astfel de declarații. Pauză, ne întoarcem, vorbim atunci despre scandalul ăsta din Superliga și ne pregătim de FCU Craiova Rapid. Știrea zilei: în Superliga României, Poli Sepsi a amânat în această dimineață, după ce inițial se spusese că nu se va amâna acest joc. Știrea, siguranță, a supărat pe cei de la Iași. Vorbim cu Leo Grozavu. Te salutăm, Leo! Salut, Vlad! Și invitaților! Salut, Leo! Telespectatorilor! E Cristi Dulca cu mine, Leo. I-am recunoscut vocea. Spune cum ai... Chiar dacă sunt destul de supărat, încă mai recunosc vocile. Înseamnă că mai am loc. Păi cred că te-a supărat vestea, mai ales că erai pregătit de meci, ați avut ciclu săptămânal, ați pregătit meciul. Cum ai aflat Cel vestea? Mai deranjant este faptul că noi am făcut la început de săptămână o adresă către Liga Profesionistă în care ne-am exprimat intenția de a amâna jocul datorită faptului că șef și joacă în Europa și are nevoie de pregătirea jocului retur. Ni s-a răspuns că nu este posibil acest lucru și, sigur, am intrat în programul normal de pregătire pentru jocul care urma să aibă loc duminică la ora 13. Adică o programare din asta care n-are nimic în comun cu performanța, n-are nimic în comun cu respectul față de cei care participă la fenomen, dar asta fiind spuse... La peste 30 de grade, mă gândesc, la ora 1. Se anunță 36 la ea. Corpii 34, corpii... Nu mai contează. Da. Oricum, la momentul ăsta chiar nu mai contează. Dar ne-am apucat de treabă, am intrat în ciclul normal de antrenamente, cu antrenamente la ora jocului, la 12:30, 1, toată săptămâna la Iași. Chiar și astăzi a fost foarte cald, dar n-am avut ce face. Ca astăzi mergem pur și simplu în antrenament și când ieșim de antrenament se spune că, domne, meciul s-a amânat. Avem o serie de jucători care n-au foarte mult timp de când au venit la pregătire. Cu totul ar fi fost alta problema dacă n-am fost anunțați la început de săptămână. Am fi urmat un program de semicantonament, două antrenamente în care să recupereze și ei din pregătire. Noi am pregătit doar echipa care știam că trebuie să joace sau știu eu lotul care trebuia să joace, urmând ca ceilalți să intre la fel în programul normal de pregătire cu echipa. Nu un program special pentru a recupera ce se mai poate recupera. Astăzi am primit acest răspuns. Vă dați seama. Da. Deci este jenant că se întâmplă astfel de lucruri. Din păcate, ăsta e respectul care ne este acordat de cei pe care îi alegem. Rușine Liga Profesionistă. Altceva nu am de spus. N-au decât să mă suspende. Oricum, mi-am dat seama. România nu se dorește performanță. Nu o să dorește performanță și pentru mine e foarte clar. Nu o să piardă nimeni dacă Grozav o să stea deoparte. Nu e niciun fel de problemă. Dar și eu o să răspund la fel la solicitările avute de, știu eu, cei care diriguiesc forurile
fotbalistice, pentru că este o bătaie de joc. Este o bătaie de joc. Deci te aștept să fii suspendat după declarațiile astea. Și clar că o să fiu suspendat. Afară din țară nu cred că o să mă dea cineva. Puteam să rămân în altă țară și am zis că vine în România, că asta e țara mea. Da? Se vede faptul. Nu o să pune asta, n-are. Da, am spus, oricum nu o să piardă nimeni, nici nu o să regrete nimeni, nu o să mă regrete pe mine, stați liniști, nu e problema. Da? În țara asta va trebui să se întâmple ceva, cineva va trebui să facă ceva pentru a respecta legile, pentru a respecta regulamentele, să învățăm o dată pentru totdeauna că regulamentele sunt făcute pentru a fi respectate, nu poate pentru a fi, știu, la cheremul cuiva sau la bunul placa cuiva și funcție de cum se trezește dimineața să schimbe sau nu legi, reguli. Da. Deci, nicăieri, nimic nu le-ar, nu exista, nu exista nimic în regulament care să poată să ducă la amânarea acestui joc. Mai ales că există o altă partidă cu aceeași piesă. Am spus, încă o dată, scoatem din ecuație clubul Șef și Sfântul Gheorghe. Da, am spus, spararea vine pe LPF clubul la Sfântul Gheorghe, indiferent că am fost sau n-am fost pe acolo, am avut și am o relație, cred eu, extraordinară cu cei de acolo. Ne-am despărțit în super relații, ne-am văzut de atâtea ori de atunci. Chiar n-am niciun fel de problemă cu nimeni de acolo, fie ei conducători, antrenori sau jucători. Dar aici era, deci noi dacă la început de săptămână s-a profitat de faptul că am făcut acea adresă și ni s-a spus că nu putem, iar acum la acea adresă ni s-a pus pumnul în gură că domnule meciul se amână. Păi cum, n-ați după, trebuia să fim din nou întrebați. Noi am spus, am făcut acea adresă la momentul respectiv, după care trebuia să ne întrebe cineva. Domnilor, mai sunteți de acord ca să amânați jocul? Corect, da. Da? Dar vi s-a dat un motiv, Leo? Niciun motiv. Păi motivare nu există în România. În România nu există motivare. Păi doar, nu există gata, motivare ești informat, nu mai joci meciul și gata. Nu ți se spune de ce. Două zile înainte de meci, când noi ne-am pregătit de joc, clubul a pus bilete în vânzare, oamenii și-au cumpărat bilete. Deci, dar ce contează lucrurile astea? Nu contează. Un haos total. Îți dorește cineva? Păi nu, că depinde de unde cine face scandal în România asta. Care strigă mai tare, imediat primește ce-i să cuvine. Sau ce crede că îi se cuvine. Ce faci acum? Ai programat un meci amical sau cum? Păi nu avem cu cine să jucăm meci amical. Cu cine să jucăm meci amical? Vă dați seama. Deci, în speța de față, clubul Iași este de mai multe ori dezavantajat. De nu știu câte ori, dar n-am stau acum să le enumăr pe toate, că nu sunt aici ca să mă plâng. Dar suntem de nu știu câte ori dezavantajați. Da. Noi făcuserăm un program pentru săptămâna cealaltă, în întrerupere, să mergem în pregătire. Am spus, domnule, dacă aveam acum întrerupere, de-aia am și solicitat. Ligii, domnule, dacă ne-a amânat meciul de luni, noi vrem în această săptămână să facem un stadiu centralizat. Da, Leo, scuză-mă, la prima solicitare v-a dat răspuns că nu se amână meciul? Mi s-a spus că meciul se joacă, dar există pe site-ul. Asta spun, că a fost programarea făcută, arbitrii deja își căutau, sau nu arbitrii, observatorul își căuta cazare. Își căuta cazare în Iași, observatorul de jos sau de arbitri, habar n-am, am înțeles lucrurile astea, chiar nu știu, nici nu știu cine. Da. Da, am început foarte greu la Iași, un program mai greu nici nu se putea, aproape cu FCSB, Craiova, Farul, CFR. Asta deja este altă problemă. Ia. Așa am avut început ăsta greu, sigur, era o conjunctură în care noi puteam să facem, nimeni nu ne garanta că dacă Șef și juca cu echipă din jucători care au fost mai puțin folosiți, noi am fi câștigat meciul. Nimeni nu ne garanta lucrul ăsta, asta e clar. Dar aveam o șansă în plus. Da. Și la cât ghinion am avut cu această tragere la sort, asta putea. Acum, săptămâna viitoare, când Cepșii va veni din Norvegia și va fi și mai obosită, ce se va întâmpla? Se va amâna din nou jocul? Alții vor fi beneficiari. Noi nu. Da? În momentul când și noi, într-o altă perioadă, puteam să, știu eu, am fost programat, adică de ce să jucăm noi din 3 în 3 zile? Și noi aveam programate meciurile din săptămână în săptămână. Că, dar nu suntem. Deci cei care beneficiază trebuie să-și ia toate măsurile în așa fel încât
să joace cu și în campionat, pentru că asta este. Să-ți faci lot pentru campionat. Liga, dacă își dorește așa mult să ajute echipele, de ce nu le permite echipelor care joacă în cupele europene, cel puțin până ies din aceste competiții, sau dacă sunt până în iarnă, dom'le, jucați cu două loturi, să aveți lotul vostru, mai, să aveți un lot lărgit, să aveți posibilitatea să jucați cu o echipă în campionat, cu o echipă în competițiile europene. Tot Liga ar putea să facă chestiile astea. Liga ne pune pumnul în gură. Ne pune să avem nu știu cât, sub 20, sub 21, sub 15 ani, sub 13 ani, o să fie peste un an, doi. După care o să ajungem ce? Să nu știu câți români, nu știu câți străini. Da. Deci toate lucrurile astea le impune cineva, fără să te ajute cu absolut nimic, din contra, să-ți pune, să-ți bage doar bețe în roate. Leo, mulțumim tare mult pentru intervenție, îți înțelegem supărarea. Da, emisiune plăcută. Te mai invităm și cu ocazii mai fericite la noi în direct. Mulțumim tare. Salut, Leo. Seară bună, Leo. Cele bune, seară bună. Hai să vedem echipele de la FCU Craiova cu Rapid. Meciul care începe, nu mai avem foarte mult timp să vorbim. Echipele l-au dat afară pe Dică după o lună. E da. De vină aici și Dică? Că se discută bine, și asta. Asta e o discuție mai complexă. Acum, când am făcut licența pro, domn profesor Rădulescu ne-a zis, când mergeți la o echipă, betonați-vă contractul. Uh-huh. Și am auzit discuția asta. Acum, l-am auzit și pe domnul Mititelu, care a zis că el ia doar antrenorul principal pentru care e stafful complet acolo. Da. Nu mi se pare niciun un lucru normal să mergi singur. Să mergi singur. Pentru că tu ai stafful tău, ai preparator, ai secundul, tu ai antrenor cu portarii. Adică ai oamenii cu care poți lucra în condiții bune sau în care ai încredere. Să vedem și Rapidul cu Petrila, Duganzi și Bangboe. Joacă Borja Vale, titular. Să vedem. Să-l vedem. Și observ că Iulian Cristea tot mai mult rezervă. Da, l-a costat gafele pe care le-a făcut. Da. Hai să vedem ce se întâmplă la meciul ăsta. Foarte important pentru Rapid, pentru liniștea lui Bergodi. FCU Craiova, Rapid, se joacă pe Oblemenco. Ne întoarcem după meci.